Bună seara și bine ați revenit pe trara Capitan, cu la vremea de marcanță pe la ziua întâie. Așa. Sunt la Prisma regulată. Prisma? Regulată. Problema 7, de la pagina 76. Problema 7, de la? 76. Calculați volumul prismei pentru platele regulate A, B, C, D, A, prim, B, prim, C, prim, D, prim. Ne poate să avem A, B, B, C, D, A, prim, B, prim, C, prim, D, prim. Prisma. Prisma. Patru latere. Regulată. Cu latura bazei AB egală cu A mic. Da, B egal cu A mic. Și unghiul dintre dreptele MD și NC prim, măsura unghiului. Deci unghiul dintre MD și NC prim, 60 de grade. Unde M și N sunt mijloacele mochilor A prim și D prim. M e mijlocul A prim. M aparține lui A prim, dar nu oricum, ci în calitatea asta că A, M, egal cu M, A, prim, A, da, A, și A, cred că M e mijlocul. Și N, N față lui D de prim. D de prim. Nu așa oricum, ci așa încât D, N, egal cu N de prim. Să calculăm în volumul prismei. A mic. Atât. Mai volumul, da? Da. Deci volumul lui A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim, egal cu semnul de volumul. Dacă eu sunt de prisma a platere regulată, înseamnă că baza este un pătrat, da? Și putem face și desenul rapid. Așa, deci asta mă să văd. Asta se vede. Nu se vede. Deci nu e un cub. Ce? O prismă. A, B, C, D. A prim, B prim, C prim, D prim. Știm A, B. Aici este A mic. Adică și asta e tot A mic. Latura pătratului. Măsura A mic. Și că M e mijlocul la A prim. M. Că N a lui D de prim. N în mijlocul lui D de prim. Și vorbim aici de M, D. M, D. Dreapta M, D. Așa. Cu N ce prim. Cu N ce prim. Unghiul pe care îl face N D, M D, cu N ce prim. Ne trebuie unghiul ăsta ca să putem mișca problema. Altfel nu ne putem apropia. Mădă îi pare de cu A prim N. Care e mădă? Cu A prim N. Mădă cu A prim N. Adică tu ești de acord? Că mădă e paralelă cu A prim N. Da, pentru că A prim N e comun cu N și paralel.
Fiindcă mâi mijlocul la aprim, nu-i mijlocul la... Atunci spune Miruna că aprim n ar fi paralelul cu mâine. Da. Și atunci ar fi unghiul A, N, C prim de 60. A. A prim. A prim, N, C prim de 60. A prim, N, C prim. Ca să ne fie figura și mai la îndemână, hai să ne închipuim fața asta, A de prim, A prim, A prim, de prim, M era la mijlocul A prim, și N la mijlocul lui de prim. Și noi am zis M aici, și am zis M de, adică asta, și cu asta, nu? Are perfectă dreptate, că spune că A prim N cu M de, A prim N cu M de, sunt paralele. Și am vorbit de unghiul pe care îl formează, o formează M de cu N ce prim, este același lucru cu ar vorbi de unghiul pe care îl formează A prim N cu N ce prim, da? Ele sunt concurente acolo, da? A prim N și cu N ce prim sunt intersectate în punctul N și asta este unghiul, da? 60 de grade. Unghiul dat de 60 de grade. Formul e la 2H. În ce trebuie să ne ducem acum, Miruna? Într-un unghiul A prim, N ce prim. Avem că... A prim ce prim e de... Ce prim ca mărime, e diagonala, e L radical de 2 sau A radical de 2, cazul ăsta că e mărimea A. Da. Deci A prin C, A radical de 2. Avem și N ce prim. Pentru că e dintr-un unghiul N de prim ce prim. Dintr-un dreptunghic, N de prim e A pe 2 și de prim ce prim e A. Deci... În triunghiul... N de prim ce prim. N de prim. De prim. Ce prim. N de prim. Ce prim, acolo. N de prim. Ce prim. Ce prim. O știi pe o știi. De ce prim că este A. Da. N de prim ia pe 2. N de prim. De ce? N de prim. E la jumătate. Nu, dar e de prim. Da, de prim. Pentru că zice că D nu egal cu N de prim. Da. De prim, N. Da. Păi, da, doar că am zis că era la mijloc. Atât. În mijlocul de prim. Nu-i cub. Nu-i cub. Ce scrie acolo de prim, ca să nu fie? Unde? Ai de prim, sus. Nu, tot acolo nu tot scris, nu? De N până de prim. De N? Da. Da. De N până de prim. Da. N. N de prim. Și atunci cum o le-a pe asta? Dacă știm... Deocamdată... În triunghiul ăsta care ducem noi, A prim, C prim, iar radical din 2, da? Da. A prim, C prim, radical din 2, de ce prim nu știu. M-ar interesa să văd dacă știu pe A prim N. A prim N aș putea să o aflu. Oare A prim N cu N ce prim să fie egale? Vii, zic, întreb. A prim N cu N ce prim să fie egale? Păi atunci ar fi la echilateral. Nu știu dacă e echilateral, numai... Păi da, dacă le sunt egale și are un plișoan 10 ani. Și social ar fi tare problema, nu? Dacă am putea arăta că N ce prim e cât N A prim, ar fi social cu unghiul din vârf de 60 de grade, devine echilateral. Oare, într-adevăr, N ce prim este cât N A prim? Păi dacă ne-am duce între unghiul M A D cu unghiul N de prim
M-A-D, cu triunghiul, nu te prim ce prim. Am avea unghiul M-A-D de 90, la fel cu unghiul N-D prim ce prim. Da. A-D congruent cu D prim ce prim. A-D congruent cu... D prim ce prim. D prim ce prim, care la capăt. Și M-A congruent cu D prim E. Sunt șanse să vorbim de faptul că este o congruente? Da. De sigur avea. Chiar aici, în Miruna, chiar în triunghiul ăsta, A prim, D prim, N, dacă luăm pe A prim, D prim, N, în care se află A prim, N, da. Și cu triunghiul D prim, N, C prim, D prim, N, C prim, cele două triunghiuri, D prim, A prim, N, și cu D prim, N, C prim, sunt două triunghiuri dreptunghice. Odată în D prim, adică N, D prim, C prim, din unul de grade, și unghiul ăsta, A prim, D, N, A prim, D, N, A prim, D prim, N, tot de 90 de grade vine. Și în condițiile astea, tot cele două triunghiuri dreptunghice, unul, adică amândouă sunt în D prim, unul e N, D prim, C prim, altul e N, D prim, A prim, au cateta D prim, N comună, au pe D A prim, că D prin ce prim, da? Adică cele două catete, cazul de concurență, catetă, catetă, nu? Pare. Și atunci A prim N apare drept, ca și N ce prim, drept ipotenuze. În triunghiurile A prim, D prim, N și N D prim, ce prim. Și atunci N ce prim este cât N A prim, ipotenuze, în cele două triunghiuri. Reia încă o dată, Adi. Deci noi ne propunem să arătăm că triunghiul A prim, C prim, N și Maria, deci A prim, C prim, N, ne propunem să arătăm că este un triunghi isoscel. Ne-ar conveni foarte tare, fiind și unghiul de câte grade de aici? 60 de grade. Triunghiul isoscel cu unghiul 60 de grade este echilateral. Și atunci A prim N, cât N ce prim, și cât e A prim ce prim, A radical din 2. Și cu ocazia asta, știind că asta N ce prim este tot A radical din 2, ne convine, vom putea afla pe D N. D N. D prim N. Vom putea afla pe D prim N. Și atunci o știm pe D de prim. Și dacă o știm pe D de prim, știm înălțimea. Și ce este egalarea unei formule prisme? Cu area bază? Înălțimea. Deci e foarte tare că în clipa în care avem arătat că triunghiul A prim N C prim este echilateral. Și o să vedem de ce. Atunci N C prim este A radical din 2. Și trecând în triunghiul D, N, C prim, avem pe D prim, D prim, C prim egal cu A. Pe N, C prim este A radical din 2. Și asta o notăm cu X, pe Pitagora. O aflăm bine. O aflăm dată pe jumătate din D, D prim. Și am aflat în răspești tot de către. De aceea, fac eforturi maxime să arăt că triunghiul A prim C prim N este echilateral. Îmi place ideea. Mai întâi arăt că A prim N este cât N C prim, că este isoscel. Isoscel cu unghiul de 60 de grade din trei laturi devine echilateral. Și ca să fie isoscel, A prim N să fie cât N C prim, mă duc în triunghiul D prim A prim N. De prim A prim N. Și N de prim C prim. Cele două triunghiuri sunt dreptunghice. Unul este în de prim și cealaltă tot în de prim, dar e vorba de A prim, de prim N. Și atunci A prim N și cu N C prim apare opuse ale unghiului din 90 de grade și sunt ipotenuze.
Mai trebuie să arăt că triunghiurile sunt congruente, dar ele sunt congruente pentru că au pe D N comună și într-un triunghi N prim de prim N și N de prim C. Și au și pe D A prim, D prim A prim cu D prim C prim ca latura lepădatului. Deci suntem în cazul catetă-catetă. Două triunghiuri atunci, catetele congruente, e clar că triunghiurile sunt congruente. Triunghiurile fiind congruente, este asigurat că A prim N este cât N C prim. A prim N cât N C prim. Și dacă A prim N cât N C prim, înseamnă că, iată, în triunghiul este isoscel, cu unghiul de 60 de grade, echilateral, înseamnă că A prim C prim, care este A radical din 2, este cât și N C prim, tot A radical din 2. Ne ducem în triunghiul același, prin Pitagora, vom găsi pe D prim N. Iar proiectul e corect făcut, adică am gândit problema cap-coadă, ne-a trebuit înălțimea pentru volum, am avea volum și atunci putem finaliza și putem redacta chiar problema. Deci, vedeți, din aproape am mers ușor pe problemă, ne trebuie înălțimea, că area, volumul este cap cu area bazilor înălțimea. Area bazilor știm, pătrat și totul e rezolvat. Deci chiar de aici plecăm. Volumul egal cu... Deci, demonstrație. Volumul egal cu area bazei, cu înălțimea, nu? Aia bază cu înălțimea. Și egal mai departe cu area bazei, ia pătrat, ori înălțimea H, în transfer, sau de prima, să zicem. De deprimă. Da? Și mă aflăm. E de deprimă. Asta e toată problema. De deprimă. Pentru asta, zicem, fie triunghiurile, hai să vorbească Maria, te rog să vedem. Fie triunghiul care? Triunghiul de prim, N, A prim. Și triunghiul de prim, ce prim? De prim, ce prim? M. Despre cele două triunghiuri poți să spui că au? De prim, N comună. De prim, segmentul cu de prim, ce prim. Și măsura unghiului N prim de prim N. Măsura unghiului N. N de prim A prim. De prim A prim. Unghiul N de prim A prim este congruent cu unghiul, sau măsura unghiului ăsta, hai să spunem măsura. Măsura unghiului acesta egal cu măsura unghiului. Egală cu măsura unghiului N de prim C prim. Da. Și egal cu 90 grade. Și atunci, conform cazului de congruență catetă-catetă, rezultă că triunghiul luat în discuție. Sunt congruent. Deci rezultă că triunghiul de prim A prim N. A, de prim A prim. Nu, de prim N. A prim, nu? Da. De prim. Și invers, dacă puneam, nu era niciodată. E congruent cu triunghiul de prim C prim E. Și din congruența triunghiului rezultă că de prim A prim nu congruent. Nu, că A prim N. Așa, A prim N este egal, putem să zicem așa, A prim N egal cu N. C prim și cu măsura unghiului A prim N, C prim, măsura unghiului A prim N, C prim, egal cu 60 de grade. Rezultă din toată povestea asta că triunghiul A prim, A prim N, C prim, A prim N, C prim, echilateral. Dacă este echilateral, rezultă toate laturile sunt egale, adică A prim N
egal cu N C prim și egal cu A prim C prim și egal cu A radical din 2. A prim C prim e ușor de văzut, e chiar doar A. Și atunci, în triunghiul, ne întoarcem în triunghiul D prim N C prim. Deci în triunghiul D prim, trebuie să vă vorbești toate. Deci în triunghiul de prim ce primul nu avem D, avem N că prim, D prim N care e de N, X. N că prim o știm că este. A prim N. Da, este A prim C prim, adică A radical din 2. Da. A radical din 2. D prim C prim este D prim C prim. Egal cu A. Egal cu A. Da, D prim C prim este A. Și atunci, dacă D prim C prim... Teorema lui Pitagora. De fapt, de aici că D prim... Că, da, D prim N egal cu N C prim minus D prim C prim. Deci, de aici, prin Pitagora, vă spune că D prim N, D prim N, D prim N, egal cu radical din, nu? Egal cu radical din N C prim, minus... N C prim la pătrat. Nu? N C prim la pătrat, minus... D prim C prim la pătrat. D prim C prim la pătrat. Adică egal cu radical din... Radical din N. 2a pătrat minus... 2a pătrat minus a pătrat. Și egal cu a pătrat, adică cu a. Cu a. Da. Deci de prim e prim egal cu a. Atunci de de prim tot. De de prim egal cu 2a sau... Da? Deci de de prim egal cu 2a. Și dacă de de prim e 2a, ne facem un volum. Și o să spunem că volumul este egal cu a pătrat ori de de prim, adică ori 2a, ori 2a, adică 2a la 3a. 2a la 3a, pentru un problemă. Centimetrii. Da. Asta a fost. Am uitat, n-am redactat și faptul că s-a unit pe a prin... Da, am făcut acolo separat. Așa, da, unde am făcut aici. Deci, s-a dus, aici a fost momentul când arătăm că A prim N este paralel cu M de R și, și ele sunt și paralele și egale, deci avem unghiul A prim N C prim, că unghiul făcut de N C prim cu M de R este unghiul A prim N C prim. Trebuie și asta redactat. Da? Deci o să scrim așa. Cum M de R e paralelă cu A prim N, atunci unghiul dintre M de R și N C prim este congruent cu unghiul dintre cine? A prim N, A prim N și respectiv N C prim. N C prim. Și egal măsura lui, dacă trebuie să spune măsura, unghiul acesta egal cu 60 de grade. Deci am găsit că unghiul este 60 de grade și de aici problema a curs foarte bine. N-a fost dificil, dar numai că trebuia pornit, sesizat acolo că unghiul acela dintre N C prim și M D e tocmai A prim N, să duci pe A prim N, odată. Da. Și al doilea moment important. Sigur că da, nu pleca în problemă, dacă nu se zice asta. Și apoi, de aici încolo, a fost iarăși să sesizăm că triunghiul A prim N, C prim, este isoscel cu unghiul de vârf de 60 de grade, deci echilateral. Al doilea moment important. Asta te trimitea spre concurența triunghiilor respective. Adică, ideea că a primit N C prim, unde sunt astea? Ce triunghiuri? În alea două. Iar sunt concurenti, sunt. Și gata, triunghiul este echilateral. Și la ce te ajută? Păi mă ajută foarte mult.
Că din clipa în care știi pe N ce prim, cât e A prim, ce prim, care e A radicale 2, de ce prim, de prim ce prim știu că este A, și aflu pe D prim N, prin Pitagora, care e jumătate din înălțime, ceea ce îmi trebuia mie. Da? Deci cam asta a fost. Ne fixăm de fiecare dată după ce termină problema, atenția, pentru că să vedem cu ce rămânem. Care au fost momentele importante, cum mă obișnuiam de multe ori să spun, da? Momentele importante ale problemei. Avem tot timpul preocuparea asta ca să câștigăm din experiența la problema pe care ai făcut-o, din experiența câștigată acolo, să te poți, să-ți fie de folos într-o altă problemă. Cu ce m-am ales eu? Am făcut problema. Cu ce m-am ales? Care a fost lucrurile importante? Da? Deci, așa, așa am venit de care. Dreptunghiuri, nu? Lateral sunt congruente, L, H. Adică
A, B ori A prim. Și din 4 ori sunt 4 fețe. Da? Deci 4 ori A, B. Și ori A, A prim. Nu formula soluție 4LH așa mecanic, ci pur și simplu lungimea la lățimea graunde 2 și de 4 ori peste motiv. Și egal acum 4 ori A, B, eu știu 2A ori A prim 4A și face 8 ori 4, 32, nu? 32, apoi. Da. Volumul este egal cu 4A la 2 ori 4A. Deci, e alea bazei ori înălțime, nu? Da. Alea bazei, alea bazei ori înălțimea. Cum area bazei un pătrat e 2a la 2a pătrat, 2a la 2a pătrat, ori 4a. Nu? Da, 16, 16a la 3a. 16a la 3a. Și terminate. Am făcut și volumul. Acum, distanța de la la BB prin D. B prim D. Diagonala Și practic este distanța de la A la planul diagonal. Deci el nu vrea numai BB prim D. Vrea și D prim. Și cheamă practic în planul ăsta, în planul de prim, îl cheamă și pe D prim. Nu? Pe D prim îl cheamă tu aici. Că dacă îl luai mai D, V, B prim și unei așa, nu prea se vedea planul. Dar când îl chema pe D prim, în planul ăsta, D prim este în planul lui A, lui D, B, B prim, D prim. Că este plan diagonal. Deci a vorbit de planul D, B, B prim. Este parcă aș vorbi de planul D prim, D, B, B prim. Este același plan. Că unii pe D cu D cu B prim sunt două puncte din planul acesta. Și atunci este o diagonală între trunghii acela, D, B prim. Și ți este la îndemână să vorbești. Și acum e distanța de la A la acest plan. Distanța de la A la acest plan. Adică e perpendiculară, trebuie dusă din A pe... Dacă ducem și de prim B, să ne iau de prim B și acolo să plece perpendiculară. De prim B. Deci unde pică perpendiculară asta? Asta e. Ducem cele două diagonale, mătăm punctul ăla cu punctul O. Deci cele două diagonale ale pătratului. De D prim, B prim, B. Asta vrei să spui, da? Da. Are planul acesta. Una e dusă. Și zicem că e O acolo. Da. Și A o să fie înălțime. Nu știu. Ai argumente? O ar trebui să fie perpendicular pe plan. Eu nici nu sunt potrivit, nici nu te aprob total. Voi să-ți spuneți, din motivul ăsta este asta. Păi D, V, V prim, D prim, e paralelogram. Și are și un drept de cei dreptunghi. Neapărat, e dreptunghi. Planul diagonal cu dreptunghi. Că de acord cu asta. Diagonale sunt jumătățe și așa. Deci, diagonale sunt jumătățe, sunt dreptunghi. Și ești de acord cu ce a spus Miruna? A, O, hiperpeniclar pe planul acesta. Nu din politeți, trebuie să fie de acord. De acord... De argumente. Asta e argumente. Da. D, O, perpendicular pe B de prim, care e B de prim face... O secundă. B, O, B, O. Asta e hiperpeniclar pe... D, B prim, care e perpendicular... D, B prim. Deci, într-un dreptunghi,
De până azi... să jumătățești și să mergem în noi. Lasă-mă. Hai să facem un drept. Unde prinde? Și te-a vrut să-ți vădă de zna? Dar nu se vede cu alea. Împătrat să-ți vede cu alea. Mai împătrat? Atingi. Păi atunci avem o problemă. Poate ei înțeleg că prisma va fi la fel regulată, toate fețile sunt împătrat. Hai, nu... Ați înțeles așa? Nu, că depinde, nu e comprim cu deprim. De deprim știu că e văzut o clară problemă. Fețile sunt dreptunghiuri. Acum, sunt dreptunghiuri fețele, de acord. Și tot așa de bine și planul de aeronal acela, tot dreptunghiuri. De mă arăta. Adică nu-i pătrat. Nu-i pătrat. Dacă asta e doia, asta e doia, asta e radic. Doia radical din doi. De B', de B1, nu? Mai mare. Așa, față de D', care e 4A, nu-i mai mare, e mai mare D'. Da, față de sigur, da, față de DB. Deci, e dreptunghi, nu-i pătrat, ca să ne clarificăm. Și ăsta e argumentul foarte clar, că nu-i pătrat, nu? Că laturile sunt diferite. Unde pică înălțimea? Unde pică perpendiculara din A, pe plan. Nu știu. Mamă, ar fi perpendicular pe DB. Amă, cine mă? Îmi pun pe DB. Tot din amă ce atunci. Ce... Eu am pe diagonală, a pătratul de jos, nu? AC. Și AC cu DB, unde se intersectează? Într-un punct. Într-un punct. Mă, ai zis. Ai zis tu mă? Da. Hai să zici mă. Cum este? Am o perpendiculară pe DB. Am o perpendiculară pe DB. Da. O, și egală cu DB. AM, U, DM, da, că sunt pătrat, fiind pătrat, diagonalele sunt, se înjumătățesc, ele sunt și egale, deci jumătăți sunt egale, de acord. Dar important este că e perpendiculară, Mirona, aici. Păi da, da, atât. Adică AM e perpendiculară pe DB, ai zis bine, dar DB... Ce de DB e perpendiculară pe DM? Cine? De DB. Pe DB. Și dacă venim de prim cu M... De prim e... Perpendiculară pe DB. Pe D... B. DB? Da. Sigur. Da. Și unim de prim cu M, teorema celor trei perpendiculare? De prim cu M... Și atunci? Rezultă că de prim M, perpendiculară pe DB. De prim M, așa... Hai să cumva pe... DB. Teorema celor trei perpendiculare. D, mă, ce spune? D de prim perpendiculare pe un plan. Și dacă din piciorul perpendicular sau perpendicular pe o dreaptă din planul ăsta, atunci D prim M e perpendicular pe, ai zis tu, pe? Pe AC. Pe AC. Că AC este o dreaptă din plan. Altfel spus, hai că spate să fie de mare folos. A, C, ai spus că dă primul, e perpendicular. Și AC face parte din planul ABCD. Da. Și din planul ABCD face parte și planul BD. Face și diagonala BD. Și nu poate fi perpendicular și pe DB. Deci AC e perpendiculară pe D primul M, ai zis, nu? AC, ai arătat mai din rând. Dar tot AC, sau altfel spus, AM, e perpendicular și pe DB, din faptul că e pătrat jos. Și iată pe AM, perpendiculară pe DB, care e o dreaptă din planul DD', BB'. Și tot AM, e perpendicular și pe DB', de voi stabilitate.
Și iată că am pui perpendicularul pe două drepte concurente din planul D prim, D, B, B prim. Și dacă o dreaptă e perpendiculară, așa cum i-am mânt perpendicular pe două drepte concurente din planul D, D prim, B, B prim, înseamnă că asta e chiar distanța de la punctul A la planul D prim, D, B, B prim. Mai repetăm. Repetăm. Deci, mai înainte, asta stabilit împreună, unit de A cu C, deci A cu D pe R, ca diagonalele pătratului, am stabilit că AC pe DB. Sau am mânt pe DB. Da. Bun, am mânt pe DB. Și acum spun, dacă aș mai arăta că am mânt pe pericular și pe o altă dreaptă din planul ăsta, iată-o pe A, pe perpendicular pe două drepte. Pe DB, care e din planul D prim, D, B, B prim. Și pe o alta, dacă ar fi, atunci am perpendicular pe două drepte concurente din planul respectiv. Deci am perpendicular pe planul... Am pe D prim, B? Am pe D, B mai întâi. Am pe D, B. D, B este în planul D prim, D, B, B prim. Deci B, D e perpendicular pe AM, D, D prim e perpendicular pe planul ăsta. D, D prim e perpendicular pe planul ABC. Deci B, D prim, B e perpendicular pe AM, nu? D prim, B, M. E adevăr zis așa. D, D prim e perpendicular pe tot planul deja. Da. Din piciorul perpendicular, din D, s-a dus o perpendiculară, DM, DM, pe o dreapta C din planul ABCD, de jos. Da, sau DB toată, nu? Sau DB, nu, 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 că mă interesează numai din piciorul perpendicular, de plan, duc o perpendiculară pe dreapta AC, pe o dreaptă din plan. Unde este așa perpendiculară dusă? E vorba de DM, care e perpendiculară pe AC. Și atunci, de pe orice punct m-aș opri eu, de pe perpendiculara asta, de D' care era pe mână pe plan, deci din D' mai să mă opresc. Unim pe D' cu M, D' M e perpendicular pe AC. Dacă așa, și așa, pe o dreaptă din plan, sigur așa, nu cum am spus, dacă așa, și așa pe o dreaptă din plan, deci eu sunt așa. Și acum, oricare aș orice punct aș lua din perpendiculara asta și aș uni pe ăsta, el aici este deci, de 90 de grade aici. Da? Deci, dreapta asta luată, de prim mă, asta e mângul meu, Miruna. Mângul, da? Ăsta e A-ul. Ăsta este, nu, A-C, asta este, parcă, A-C. Și aici e de prim. D-ul, pardon, D. Și eu zic D prim D, da? D, D prim, perpendicular. Și atunci, iată, pe D prim M, e perpendicular pe AC. Adică, eu zic. Invers spun, A, M e perpendicular pe D prim M. Și tot A, M e și pe D, B. Deci, eu întorc acum problema. Am, A, M, perpendicular pe D, B din planul, D prim A, D prim D, B, B prim.